bună seara. Eu pregătisem un moment frumos, cum fac de obicei, de nu râde nimeni, dar între timp am primit o scrisoare foarte interesantă de la Moș Ajun și vreau să vă citesc, pe mine m-a surprins, efectiv m-a surprins. Zice așa: stimate domnule Pietreanu, numele meu este Moș Ajun și vă respect mult, deoarece vă cunosc de când eram eu mic. Dacă nu vreți să se știe cât de bătrân sunteți, puteți trece peste această introducere, mă rog. Vă scriu deoarece mă simt nedreptățit față de vărul meu Moș Crăciun, iar dumneavoastră aveți puterea să mă ajutați, deoarece numai dumneavoastră mai faceți spectacole pentru categoriile de vârstă care mai cred în noi. Iată despre ce este vorba. Puțin știu că eu sunt cel care depune toată munca de Crăciun, pregătesc jucăriile, le pun baterii noi, țesală renii, hrănesc, dau sania cu ceară pe tălpicii, fac ITP-ul, cumpăr beteală pentru brazii copiilor, atârn globulețe, pun gospodină la treabă să facă sarmale cozonași cărnați. Ei bine, nimeni nu-mi mulțumește, nu mă laudă în colinde, nimeni nu știe nici măcar cum arăt. Toate meritele sunt atribuite lui Moș Crăciun, e degradant pentru mine și insuportabil. Mi-am pus un pahar de vin și am să-l beau în sănătatea noastră, domnule Pietreanu, în speranța că mă veți ajuta. Sănătate, glup, glup. Ah, bun, foarte bun. Domnul Radu, domnul Radu, poate să observați că toate personajele magice sunt bătrâne. Moș Crăciun, Moș Nicolae, Moș Ene, poate prind vreun boșoroc pe la ochii mei că-i trag una, îi sare proteza. Baba Cloanța. Baba Dochia. Mama Pădurii, Baba Dochia. Chiar și eu, Moș Ajun. Și cred că ni se cuvine respectul vârstei, dă un pui mie de treabă, că eu fac totul. Pregătez renile, pun baterii noi, fac ITP-ul la jucării. Cumpăr beteală de la gospodine, pun copiii să facă sarmale și cărnați. Pe când am mețit eu la adevărul meu, Moș Crăciun, ce face? Bagă în el, ați văzut cât e de gras, băi! Gras! Bagă moșul! Au familie, n-au bani, trebuie să lase lapte și biscuiți pentru el. Ce face? Se suie pe acoperișuri. Ce ești tu, mă, ninja? Ce-ci că-ți dă drumul pe coș? Iarna! Când toți oamenii fac foc în sobă. Vă spun eu, aruncă doar jucăriile și fuge ca un laș. Dă-ți, mă, drumul în cap dacă ești bărbat. Du-te și intră prin centrala termică, du-te încolo de aici. Iau așa, prin calorifer. Dă-te, băi, agentul termic, să trec eu, băi. Exact. Mamă... Mamă, doamne, ce m-am enervat, am să mai beau un pahar de vin, noroc, sănătate, să trăiți, ah, marfă. Un vinuleț. Grădină sub cerul gurii, ia să văd ce vin e. Moșească de Crăciunești, puh, și aici ești, mă. Să continuăm. Foarte bine. Na, Radule. Toată lumea își bate joc de mine, mâncați așa, mâncați așa. Dar cine-i moșul ăsta? Moș Pietreanu. Ăluia îi cântă colindă, Moș Crăciun cu plete dalbe. De ce dalbe și nu albe? Da. Tu bei dapă sau bei apă? Ești din Dalba, Iulia? Și de ce cu plete? Ce, ești rocker? Tu unde te voi decent că ești un bătrân, băi? Iar mie îmi cântă bună dimineața la Moș Ajun. Bă, când dorm și eu. Ce, nu-ți place piesa asta? Ură-ți colindele! Eu muncesc noapte, îmi cântă dimineața. Veniți, mă, mai pe seară, mă. Dom, dom, să înălțăm. Dom, dom, să înălțăm. Am venit să colindem. Oprește-ne! Dom, dom, să înălțăm. Când băierii nu se cață, dom, dom. Auzi expresie, ne dați ori nu ne dați. Normal că toată lumea le dă. Cum ar fi să zică, Costele, nevastă ta, ne așteaptă mama, mergem sau nu mergem? Poți să zici nu mergem? Doamne, ce m-am enervat, mai beau un pahar, noroc, glup, parcă ar mai merge unul, sănătate, glup, glup. Așa.
Bă, răducule! Uite care e faza. Deci eu îi pregătesc căluia, lui Moș Crăcilă, toate alea, bag jucăriile în fund la reni, se sal gospodinele, spânzuri copii în brad, fac ITP-ul la globulețe, bag beteala în cârnați. Și el nemernic cu ce face. Ho, ho, ho. Exact. Deci... Nu. Exact. Nu e adevărat. Nu știu. Ori e bâlbuit, ori are pareză, vrea să zică ha, 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 dar nu poate. Ho, 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 ho. Ori are renii foarte surzi, vrea să-i oprească și el n-aud. Ho, ho, ho. Excelent. Și se mai și îmbracă în roșu, zici că e milfă la agățat. Păi, nu mai am vin. Te rendanjează dacă beau o vodcă? Doar un mic păhărel, iau-te, n-am păhărel. Beau cu sticla. Club, club, slava, Ucraina. Așa, continuăm. Bre ăsta. Sper că citești, că mi-e din ce în ce mai greu să scriu. Deci fie antenă. Retardul ce face? Se suie pe casă. Casă. Casă ce? Crezi că dacă venea la ușă și bătea, bă, v-am adus cadouri, nu-i deschindeau aia? De ce le aruncă el pe coș? E furate. N-au timbru, n-are factură pe ele. Te rog eu, răducule, fratele meu, nu mă lăsa anamoninat, animona, amoni, să nu mă lăsa să fiu nimeni. Crăcilă ăla n-a dat un ban pe jucării, sunt din banii părinților. Și eu fac toată buca, fac cozonac de ren, mă pun cu cârnatul pe gospodine. La copii le trag un jut în globulețe. Hai, Doamne. Moșcăciune, moșcăciune, pe la noi să nu mai vii, că te bag în sania mătii și mă schip pe jucării. Încă-i bine, România. Dacă ar spune bine, și beteală în brad. Da, da, da. Bă, nenorocitule. Tu de ce ții cu Moș Crăciun, a? Te-am auzit-o recitând, a pornit către oraș Moș Crăciun cu un iepuran și am alasă-l. Băi, aia e exploatarea animalelor sălbatice. Exploatam ea iepurele. Exploatam ea iepurele. Și pe mine... Mă asociază cu ghinionul. În noaptea de Moș ajun, măi, tra-la-la-la, mi s-a rupt căruța într-un corect, mi se rupe. De toate gospodinele jubuim iar renul. De toți boracii iar răsfățați. Mami, ce mi-a adus moșul? O sapă și-un târnăcop de imbecil. Că n-ai fost în stare să iei bacul. Glup, glup, glup. Are gust de gaz. Lichior de trandafiri. Gaz and roses. Răducule. Mie îmi scrie asta, știi? Răducule. Dacă nu mai vin pe 24 seara să-mi aprindeți o lumânare și să veniți cu ea aici încet și să dați foc la barbă lui nesimțitul adevărul și la brad și la casa aia plină cu jucării și la guvern și la parlament și la tot universul. Hai, liberare! Pe mama lor! Da, mamă! Sunt beate! La mulnați! La țulmani, la mulți ani, la mulți ani. Oh, pălăni.
La mulți ani! Nu mi-ar fi plăcut să l-am unchi pe Moș Ajun, dar momentul a fost impecabil. Foarte simpatic și mamă, ce convingător. Cunoaște foarte bine, de unde știe? Foarte bine. Nu poți să joci ce nu cunoști. A avut antrenament vreo 40-50 de ani. A avut, pentru rolul ăsta a studiat mult. Dar seama cât mult a studiat. Câte lăzi de cărți a citit. Da. Ce pe tipul ăsta care a scris textul? Ce, tu ai scris, Costele? Nu i-am scris, dar vă recomand foarte mult. Este un institut, Ana Aslan, unde puteți să vă rezolvați problemele. Dar vreau să știu că, uite, eu nu am aflat despre această relație dintre Ajun și Crăciun. Deci el este Moș Ajun. Mie nu mi-au lăsat impresia că sunt prieteni, mie mi-au lăsat impresia că sunt frați vitregi, ceva the brother from another mother. Vă spun eu adevărul, Moș Crăciun e nebun, strânge pietre de pe drum și le dă pe la copii și zice că-s jucării. Moș Ajun este sclavul lui Moș Crăciun. Este un fel de om invizibil, fără carte de muncă. Moș Ajun e un turnător. Moș Ajun a venit astăzi să ne spună că șeful își bate joc de el. Moș Ajun este un corporatist nemulțumit. Mai presus de cearta dintre cei doi ninja, mi-a plăcut că ne-a trecut prin toate stadiile beții. Asta vreau să zic! Ce a adus Radu Pietreanu mai frumos astăzi? Stadiile beții. Hai să bem un păhărel ca să se dezlege limba, hai să mai bem un păhărel că parcă ar mai merge unul, după aia te întristezi, după aia devii agresiv, după aia devii agresiv și incoerent, după aia e bine că ești foarte, foarte beat și nu-ți aduce aminte ce ai făcut. Cam așa aș descrie. Eu am trăit de foarte multe ori drama lui Moș Ajun și nu vreau să știu ce am scos pe gură. Da, de câte ori să mai... De fiecare dată, da? Nu așa îmi place, da. Când nu o să mai filmez aici ceva, cum te mai văd eu, Dănuță? Doar prin spectacole te caut. Te... Eu! Da. Broasca verde. Pe toată lumea e nervos, tu. Trei lucruri trebuie să țineți minte, dragi români. Dacă vreți să fiți fericiți, să vă iubiți familia, să vă iubiți țara și să-L iubiți pe Dumnezeu.